La ședință, printre membrii marcanți ai partidului s-au aflat fostul ministru al transporturilor, Relu Fenechiu, ministrul finanțelor, Daniel Chițoiu, secretarul PNL, Eduard Helving și președintele liberalilor, Crin Antonescu. Tema acestei ședințe a fost legată de activitatea guvernului, de activitatea ministrilor liberali, obiectivele pe care le urmărim, intențiile ministrilor noștri, mandatele pe care Biroul Politic Național le-a dat acestor miniștri. Încă o dată precizez că discuția s-a cantonat în zona politicilor fiscale și politicilor economice. Cât despre principiile pe care se axează liberalii, acestea sunt privatizare, locuri de muncă, reindustrializare și relansare fiscală. În ceea ce privește construcția bugetului pe 2014, ministrul finanțelor Daniel Chițoiu a vorbit despre prioritățile de anul viitor. Și asta în condițiile în care Chițoiu a primit mandatul Biroului Politic al PNL pentru 3 măsuri de politică fiscal-bugetară. Prima măsură și ca și prioritate în construcția bugetului pe anul 2014, se referă la reducerea cotelor de contribuții sociale cu 3 puncte procentuale. O a doua măsură, tot de natură fiscală, ca și prioritate în construcția bugetară pe anul 2014, este revizuirea sistemului de redevențe. A treia prioritate fiscal-bugetară este de a aloca cu prioritate în bugetul pe anul 2014, resursele bugetare cu prioritate în domeniul investițiilor în infrastructură. În cadrul ședinței a fost dezbătut și subiectul europarlamentarelor, iar membrii partidului au decis că vor merge separat pe liste și vizează atingerea unui procent de vot de 25%. Pentru posturile vacante la europarlamentare, unul dintre candidați este Eduard Helving. Cât despre o remaniere? O remaniere se poate face oricând. Noi n-am stabilit niciodată că la sfârșitul lunii august vom face vreo remaniere. Am spus și eu, ca președinte al unui partid de guvernare, că nu am și nu cunosc în partid intenții pentru vreo remaniere. A spus primul ministru, în repetate rânduri și foarte recent, că nu are în vedere vreo remaniere în acest moment. Sigur, oricând pe parcursul unei guvernări, din varii motive, pot să survină remanieri. Nu suntem în această situație în acest moment. Liberalii nu au luat încă o decizie cu privire la Roșia Montană și nu s-au pronunțat asupra votului pe care îl vor avea în Parlament, acolo unde a ajuns proiectul după aprobarea din guvern.